Mulți dintre cei care își serbează onomastica de Sfânta Maria Mare au mers întâi la biserică și s-au bucurat de urări. La mulți ani, Sfânta Marie! Mulțumesc! Cred că cel mai important lucru e să aducem mulțumire Maicii Domnului că suntem bine, sănătoși. Și în rest, sincer, mergem la restaurant și la film astăzi. Soția este sărbătorită prin Sfânta Liturghie. Ne-am bucurat împreună de această mare sărbătoare, după care mergem acasă în familie și continuăm bucuria praznicului. Ana Maria. Au început deja urările? Da, au început încă de dimineață. E o zi care te împlinește, te face fericit. Noi astăzi ne bucurăm de mutarea Mariei la cer și atunci putem să spunem la mulți ani că se duce acasă. Casa noastră nu e aici. Casa noastră este sus în Împărăția lui Dumnezeu. Și atunci mutarea în Împărăția lui Dumnezeu este o zi de sărbătoare. De aceea îl sărbătorim pe Sfântul Ștefan atunci când a murit fizic, dar de fapt sufletul lui s-a mutat la cer. Din patru femei românce, una e Maria. Poporul are atâta iubire pentru Maria, care a fost atât de bună, atât de blândă și un model pentru româncă, care este iubitoare, e blândă și bună, e calmă și caldă, e jertfelnică și e tot timpul în acțiune. Peste 2 milioane de români își sărbătoresc onomastica în această zi mare. Mai bine de 1.800.000 sunt femei care poartă numele Sfintei Fecioare Maria și derivate ale acestuia. Așa că florările au fost pline de la prima oră. Trei Maria avem. Mergem să mâncăm împreună și le ducem flori, bineînțeles. Ce simțiți în această zi? Bucurie și satisfacție că suntem împreună. Două Marii avem. Sfânta Marie este o zi importantă. Trebuie să respectăm Mariile din viața noastră. Pe cine sărbătoriți astăzi? Soția și fica. Mioara și Miruna. Tot de la Sfânta Maria vine. Cum le sărbătoriți? Cu petrecere, bineînțeles. Maria, Marioara, Mara, Mariana, Marilena, Marina, Marinela, Marița, Marusia, Maricica, Mia, Mioara, dar și Marian, Marin și chiar Marius sunt nume pentru care curg urările. Maria a fost cea aleasă de Dumnezeu să-i fie mamă Domnului Iisus Hristos. În ebraică, numele său înseamnă cea iubită, cea îndrăgită.